Cele trei tramvaie turcești livrate Iașului nu pot ieși la stradă fără avizul Autorității Feroviare Române. Pentru că nu sunt fabricate în Uniunea Europeană, tramvaiele trebuie să depășească testele AFER, doar că procesul durează. La Iași urmează să ajungă al patrulea tramvai care nu poate fi dat în circulație fără acest aviz. Municipalitatea a transmis o scrisoare prin care solicită urgentarea autorizării.